A fost nevoie de o oră și 49 de minute și 11 odihnă. În cea de a doua acțiune a competiției, Simona Halep se va întâlni cu câștigătoarea dintre Jessica Pegula și Iulia Putețeva. Simona Halep, după victoria cu Corgaufă, este întotdeauna dificil să joci împotriva lor. Primul set este foarte echilibrat. Diferența este făcută în punctele câștigate la primul serviciu, unde Simona Halep rămâne mult mai bună decât jucătorii din Statele Unite, 73%, comparativ cu 58%. Deoarece Gauff are un procent mai bun decât primul serviciu trimis pe teren decât Halep, 70-61. În al doilea set, Simona are 4-1 și serviciu, dar nu a reușit să profite. El a ratat ocazia de a face 5-1, iar Corgaufă s-a întors la meci. Jucătorii români au sarcina de două ori să închidă meciul, pe 5-4 și 6-5, dar Gauff ajunge la o pauză în orice moment. Cor este un jucător fantastic. Este întotdeauna dificil să joci împotriva lui. Astăzi bate din nou vântul și am luptat la serviciu, dar am luptat până la sfârșit și am crezut că este un meci foarte bun. Este foarte dificil să le returnezi. Acest lucru a îmbunătățit multe servicii și este foarte puternic. Trebuie să mă concentrez pe fiecare minge și să lupt pentru el, a spus Simona Halep, la sfârșitul meciului. Video Simona Halep, la sfârșitul meciului cu Corgaufă. Etichete WTA Simona Halep, Toronto, video direct DigiSport, Corgaufă. Urmăriți News DigiSport, roșii pe Google News.